Înainte să încep, aș vrea să promovez canalul lui Vlad Ștefan. Dacă, de exemplu, sunteți obosiți și vreți să vă relaxați seara, acesta are un show foarte interesant numit Night Show. De asemenea, pe canalul lui Vlad Ștefan mai găsiți videoclipuri de cultură generală, preponderent tratând teme istorice, într-un mod foarte haios. Eu m-am abonat, aveți link în descriere, sper să o faceți și voi în număr cât mai mare, iar acum să trecem la episodul de astăzi. Se pare că mulți youtuberi au ajuns la închisoare, iar despre unii s-ar putea să fiți surprinși să aflați asta. Dacă petreceți ceva timp pe YouTube-ul din străinătate, sunt convins că o să auziți de câțiva youtuberi și probabil îi și urmăriți. Așa că astăzi vă voi prezenta youtuberi care au ajuns în spatele gratiilor. Steven Fernandez, adolescentul în vârstă de 15 ani, a fost arestat după ce polițiștii au aflat că și-a folosit celebritatea pentru a exploata o minoră. Aceștia au mai aflat că Fernandez a cunoscut o fată în vârstă de doar 12 ani în același oraș și i-a promis că o va face cunoscută în schimbul unor favoruri mai intime. Fata a fost de acord. Acest adolescent a devenit popular după ce a avut un rol într-un film și a devenit cunoscut și pe YouTube. Se pare că și managerul lui Steven ar fi fost implicat și au ajuns la închisoare. Cazul încă se află pe masa poliției, iar tânărul neagă acuzațiile. La ani după incident, acesta a declarat că e posibil ca managerul său să-i fi scris fetei acestei propuneri indecente. Cu toți am auzit de Roman Etud. O farsă de-a sa din 2014 i-a adus probleme youtuberului. El și echipa sa au creat scena unei spargeri de bancomat, dar trecătorii au alertat poliția. Polițiștii păreau indignați că au fost chemați pentru o farsă, spunând că se cheltuiesc mulți bani pentru deplasări inutile. Având în vedere că bancomatul avea mulți bani, a fost chemat și un elicopter care să survoleze zona. Toate materialele video au fost confiscate și folosite ca probe. Într-un final, youtuberul și echipa sa au fost arestați. Dillian Burch, tânărul în vârstă de 22 de ani, s-a gândit că ar fi bună o farsă în parcul Disneyland. Acesta a spus că există o persoană înarmată în incinta parcului. Mai apoi a fost declarată stare de urgență, dar poliția nu a considerat farsa la fel de amuzantă, iar tânărul a fost arestat. În fața judecătorului a plinat vinovat la acuzația de tulburare ordinii și liniștii publice și a fost trimis la închisoare. Rocco Pizza Vlogs. Un videoclip a fost postat pe acest canal în care apare un copil de 10 ani care duce o viață palpitantă în California. Părinții săi îl mai ajută să realizeze videoclipurile din când în când. Mama sa a fost arestată pentru punerea în pericol a unui minor pentru o farsă. Din diverse motive, videoclipul încă există și are în jur de 5 milioane de vizionări. Când poliția a aflat de videoclip, femeia în vârstă de 45 de ani și logodnicul său au fost arestați. În spatele canalului de YouTube Nelk Films există doi gemeni, Jesse și Kyle. Aceștia se ocupau de farse, dar se pare că le-au dus la un cu totul alt nivel. În acest moment, Jesse este cel care are de-a face cu legea. Este greu de aflat ce farsă l-a trimis după gratii, dar din ce se cunoaște, acesta umbla pe stradă într-un hanorac plin de sânge și ținea în mână o lopată plină de asemenea cu sânge într-un magazin încercând să sperie oamenii. Între timp, Jess a fost eliberat, dar încă are probleme la tribunal. Canguaren, youtuberul spaniol, care s-a gândit să îi facă o farsă unui om al străzii, oferindu-i un oreo cu umplutură de pastă de dinți. La scurt timp, acestuia i s-a făcut rău. A fost anunțată poliția, iar youtuberul a fost arestat. Procurorii vor ca el să plătească 37.000 de dolari drept daune și o pedeapsă de 2 ani în spatele gratilor pentru că omul a fost umilit. Vom vorbi despre una dintre cele mai nebunești cascadorii și, bineînțeles, la fel de ilegală, pe care acesta a vrut să o realizeze în timpul unui meci din Cupa Mondială.
Este vorba de Vitali. Acesta a alergat complet dezbrăcat împreună cu amicii săi în timpul finalei Cupei Mondiale. De asemenea, a mai făcut asta și în timpul unui meci de NBA. Iubește pericolul și situațiile de genul. Având în vedere că alergatul fără haine este ilegal, la prima batere se dă doar un avertisment, dar se poate ajunge și până la o pedeapsă de 6 luni de închisoare și o amendă de $1000. De asemenea, nu este prima dată când Vitali încalcă legea. Acesta a vrut să revină cu orice preț pe YouTube, așa că a cauzat o nebunie. Din nou, o mulțime de elicoptere aparținând poliției din LA zburau deasupra orașului, asigurându-se că îl au pe bărbat în vizor. Nu erau siguri cât de periculos este. Nimeni nu știe de ce poate fi în stare sau dacă era înarmat. Austin Jones a fost arestat după ce anchetatorii au aflat că purta discuții cu fanele sale minore. Austin a recunoscut faptele. El le spunea cum să se îmbrace, purta discuții cu caracter explicit cu acestea, le cerea videoclipuri indecente, știind că acestea aveau doar 14 sau 15 ani. În acest moment, Austin riscă până la 30 de ani în spatele gratilor și nu mai are voie să folosească internetul. A devenit popular, dar și-a folosit celebritatea într-un mod bolnav. Cred că ați auzit de youtuberița Sniper Wolf. Aceasta a postat pe contul său de Twitter o poză făcută după arestarea sa. Această fotografie a fost făcută în 2016, atunci când Sniper Wolf a fost arestată pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Potrivit acesteia, se afla împreună cu iubitul ei când ea a văzut o poză cu o altă femeie în telefonul său. Ea i-l-a cerut, dar prietenul ei a refuzat. În acel moment a țipat cât de tare a putut. Aceasta a refuzat să stea de vorbă cu polițiștii. A început să urce la etaj, dar forțele de ordine au oprit-o. Au arestat-o pentru tulburarea ordinii publice. Nu a vorbit cu polițiștii, deoarece credea că trebuia să rămână tăcută. Sniper Wolf a fost reținută și plasată într-o celulă împreună cu o altă femeie. A stat după gratii câteva zile, când acest judecător a decis că rămâne în libertate. Un vlogger a răpit o femeie în statul mexican Chihuahua în februarie 2018 și a fost condamnat la 50 de ani de închisoare. Este vorba despre German Abraham Loera Acosta. A fost part dintr-un grup de 6 bărbați care au răpit o avocată de 33 de ani forțându-o să urce în mașina lor. Loera Acosta a închiriat locuința în care femeia a fost ținută captivă și a cerut o recompensă de 2 milioane de pesos, adică aproximativ 100.000 de dolari în Bitcoin pentru eliberarea ei. Aceasta a fost salvată de poliție 2 zile mai târziu. 4 dintre răpitori au fost arestați în cadrul aceleași operațiuni. Pe lângă anii de închisoare primiți drept pedeapsă, toți răpitorii au primit și amenzi consistente. Loera Acosta a fost descris de autoritățile judiciare ca fiind o persoană foarte experimentată în comunicarea pe internet, care a încercat să folosească internetul pentru a putea transmite condițiile eliberării persoanei răpite. Loera Acosta, în vârstă de 25 de ani, a fost influencer și director al unei companii de marketing și design. Acesta vorbea pe contul său de YouTube despre marketing și afaceri. Înainte de arestarea sa, vloggerul a împărtășit fanilor săi mesaje motivaționale cu sfaturi despre cum să-și îmbunătățească viața personală și profesională. Tu nu ești viitorul, ești prezentul, trăiește și acționează în consecință. Noi vom transforma această țară și această lume în ceva special, spunea unul dintre mesaje. De asemenea, el a susținut discursul și a luat parte la Congresul Mondial pentru Pace al Tinerilor Lideri. Referitor la Kwangaren, care este cunoscut în mediul online sub nickname-ul Reset, are peste 1 milion de urmăritori pe platforma YouTube. Tânărul a stânit revolta internauților după ce a filmat un material video în care îi oferă unui om fără adăpost biscuiți umpluți cu pastă de dinți. Am discutat despre asta acum câteva minute. Incidentul a avut loc în luna ianuarie, acum 2 ani. Poate că a mers prea departe cu acest gest, dar să privim partea bună a lucrurilor. Acum are dinții curați. Cred că nu s-a mai îngrijit de igiena sa orală de când a devenit sărac, a declarat tânărul la momentul respectiv. Pentru materialul video, tânărul a câștigat peste 2000 de lire din partea YouTube pentru reclama făcută produsului. În urma gestului său, Kwangaren este acuzat de lezarea integrității morale a bărbatului, procurorii spanioli solicitând o pedeapsă de 2 ani de închisoare. Victima far semnificat de autoritățile spaniole este unul în vârstă de 52 de ani. A declarat că după ce am mâncat biscuiți, mi s-a făcut rău. Aproape imediat mi s-a făcut rău și am vomitat. Oamenii exagerează. Dacă farsa ar fi fost făcută unei persoane normale, nimeni nu ar mai fi ripostat, am adăugat.
dat reset după ce fanii săi i-au atras atenția asupra gestului. După ce incidentul s-a inflamat, tânărul a încercat să îndrepte situația, având intenția să petreacă noaptea alături de bărbatul fără adăpost pentru a înțelege condițiile sale de viață, însă un martor a chemat poliția. Potrivit procurorul, Kangwaren ar fi încercat să cumpere tăcerea omului pentru a-și preface imaginea online. Nu este primul gest de acest fel al tânărului. Acesta ar fi oferit mai multe sandvișuri umplute cu excremente de pisică copiilor și pensionarilor, au mai declarat procurorii. Cam atât a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați de like și subscribe. De asemenea, vreau să vă întreb dacă voi urmăriți acești youtuberi care au ajuns în spatele gratilor. Chiar vă aștept răspunsul în comentarii. Și de asemenea, dacă mai știți și alți youtuberi care au avut parte de aceleași fapte, vă aștept la fel răspunsul în comentarii. De asemenea, nu uitați de follow pe Instagram la Joker Virtual 1. Vă zic cu alte episoade și, evident, multă baftă în absolut tot ceea ce faceți. We'll be right back.